Primar din Gorj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru mai multe fapte de corupție. Edilul e suspectat că a primit șpagă pentru a face angajări în cadrul instituției publice. Anul trecut, un asistent medical l-a denunțat după ce acesta i-ar fi cerut câteva mii de euro, dar și vin, totul pentru a-l angaja la primărie. Nu este nicio acuzație, nu mă acuză de nimic. Drept și atât. Și voi fi în continuare. Procurorii, dar și locuitorii din Albeni îl contrazic pe edilul localității de 35 de ani. Procurorii îl acuză pentru mai multe fapte de corupție, luare de mită, fals, instigare la fals și abuz în serviciu. Locuitorii din Albeni spun că pe internet au existat filmări în care primarul număra banii primiți pentru angajări, însă până în acest moment nu au fost luate măsuri. Concursurile au fost trucate oricum, toate. Să știe și... Nu au fost filmări pe internet unde s-a văzut când număra și banii și alea, dar nu s-a luat nicio măsură până acum. În comună, toată lumea vorbește despre angajări pe șpăgi. Anul trecut, un asistent medical l-a denunțat pe primar după ce i-a oferit șpagă pentru a-l angaja în cadrul primăriei. Peste 3.000 de euro și 20 de litri de vin i-a cerut primarul pentru a-l angaja în funcție. Primarul fusese reținut inițial pentru 24 de ore, însă ulterior procurorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.